de ce ați face un curs la o companie și nu ați merge doar pe studiu individual? Cum știi ce să înveți? Dacă scriu Java tutorial sau Java classes, Google îmi dă 10.000 de rezultate. Cum îmi validez progresul? Cine îmi spune că fac pașii în direcția potrivită? Dacă n-am un prieten apropiat, un programator care tot timpul să mă ghideze, de unul singur îmi va fi greu să-mi validez progresul. Pe cine întreb când am probleme? Un lucru cu care mi-au spus cursanții din serile trecute este lipsa feedback-ului atunci când înveți online. Nu îți spune nimeni, tu ești mai slab, uite, la algoritmică, la gândire logică, tu ești bun acolo, dar ar trebui să înveți API-ul mai bine, să înveți metodele dintr-o anumită clasă. Deci din toată multitudinea asta de tehnologii care se învață la un curs, un trainer îți poate da feedback personalizat văzându-te cum îți faci temele și unde ești mai slab. Cum rezolvi blocajele când ai probleme? Noi, de exemplu, avem un grup pe WhatsApp cu studenții și imediat ce sunt probleme, oamenii întreabă acolo și nu trebuie să stea până săptămâna viitoare când vine la curs, dar răspundem imediat, ne păstrăm și istoric conversație și asta ajută, nu rămâne un blocat. Cum insiști pe una sau pe alta? Mi se întâmpla cu oameni din turele trecute să rămână foarte blocați pe fundament. Cu acei oameni am făcut niște laboratoare suplimentare la altă dată decât data normală a cursului, care era marțea, în care am insistat doar pe acele lucruri. Cum știi că ești ready? În general, noi dăm calificative de-a lungul cursului. Avem niște etape în care la fiecare modul nou pe care îl facem, cumva validăm individual și mai ales dacă îmi și solicitați asta, vis-a-vis de progresul vostru și unde sunteți. Spre deosebire de un curs individual, ai și colegi. Asta am văzut că era foarte fain, că dezbăteam, luam pauză din oră în oră, 10 minute și mai dezbăteam chestii. Contează și colegii să înveți unii de la alții, să zici, ție ți-a ieșit o chestie, tu cum ai făcut o chestie, să share-uiești cod între, uite, așa am făcut tema, așa am încercat, hai să-l întrebăm pe trainer, pentru cei din Cluj, din când în când să vină și la sediu, să profităm de avantajul că aici în Observator avem câteva săli de curs și să ne și vedem cu cei care pot, evident.